Ce rezultat surprinzător te așteptai înainte să pleci în state, că te vei întoarce pe trofeu? Eram o echipă destul de bună și atunci, da, am avut niște așteptări, nu atât de mari, dar desigur, de ce nu? De cât timp muncești pentru a câștiga un trofeu de Grand Slam? De 12 ani. Mă trezesc în fiecare dimineață și mă rog și muncesc foarte mult ca să pot să... A fost un șoc enorm, n-am mai gândit, n-am mai simțit nimic, a fost de cât timp un șoc. Și acum încă sunt surprinsă, da. Dar acum, de știți ani, te gândeai tu așa... Când ți-ai fi propus să câștigi asta? Mult mai târziu, probabil după 12 ani, când eram deja în federație, în TRT, ca și clasament. Era mic, era doar o joacă și mi-a plăcut foarte mult și acum îmi place să mă de asta sunt aici. Când ai ridicat trofeul, ce ai simțit? Cum a fost? O bucurie imensă, a fost o împlinire. Era un vis de-al meu de când eram mică să pun mâna pe un Grand Slam. Acum... Na, nu m-am așteptat, probabil că nimeni nu s-a așteptat și de asta probabil este un impact mai mare. Cum înseamnă pentru tine, pentru cariera ta și pentru... Cum că ești emoționată să fii de... Da, încă sunt emoționată, normal, a fost și drumul foarte lung și pe repede înainte, de atunci n-am avut încă timp să înghit. Ce urmează pentru tine? Pentru cariera ta, pentru ceea ce urmează? Surprinzător, acesta a fost ultimul turneu de juniori și faptul este o culonare a muncii mele de-a lungul junioratului, a cei 4 ani în care am stat și am jucat ITF-uri, acum urmează pro-ul, deci... Da. Se vede lumea de la 1,90 m, deci că ești foarte înaltă pentru o fată. Cum se vede? Se vede bine. Se mă uit de sus de la toată lumea și atunci... E mai ușor să servești, bă, noi. Da, normal. Primul lucru pe care l-ai făcut după ce ai ajuns în cavale de cuțe? M-am dus și mi-am luat de la McDonald's și am mâncat în cameră, o înghețată. Cine te-a felicitat? Toată lumea. Antrenoarea mea era Luca Olaru, care a fost la Lengu și a fost la Lengu. Andreea Mitu, Gabriela Rusu, Andrei Păciașu, niște persoane. Ce urmează progurile, să încep ușor să fac antrenorul și să sperăm să nu fie Dar ești conștient să te faci măcar la poate o dată la asta e ideea. Este mic, dar atât de mare, nu? Da, exact. Când urmează trofeul de la US Open de la senior? Pe la pro, din păcate nu se mai poate la junior, așa că la pro, în 2-3 ani, ne vedem iarăși aici. Ana Bogdan, că s-a antrenat cu tine înainte de plecarea ta la New York, cât de mult a contat? Foarte mult. M-am întâlnit cu Ana Bogdan și cu Gabriela Rusu înainte și sunt niște oameni minunați pe care îi admir cu tenisul românesc. Mi-au dat încredere în jocul meu și faptul că am avut o potrivă să joc cu ele înainte este înseamnă foarte mult. Simona Halep și încă este. Da. Simona Halep. Viitoarea, haideți să vedem pas cu pas, ușor. Dacă poți să ne arăți la camera, dacă poți să faci poza aia cum era la eu, să faci, da.